Conform unui act adoptat de guvern, fermierii vor primi noi subvenții. De această dată sunt incluși și crescătorii de animale. Măsurile sunt un răspuns la protestele recente ale agricultorilor. Până acum, autoritățile au aprobat echivalarea permiselor pentru cei care conduc tractoare, dar și o subvenție suplimentară de 100 de euro pe hectar de spăgubiri pentru sectorul vegetal. După sprijinul de 100 de euro pe hectar pentru fermierii din sectorul vegetal, afectați grav de războiul din Ucraina, venim cu o schemă similară pentru crescătorii de animale. Acordăm 100 de euro per animal pentru crescătorii de vite, de carne și bivolițe, plus sume proporționale și crescătorilor de porci și păsări. Vom analiza azi și actualizarea subvenției pentru motorina folosită în agricultură în 2024. Larisa Antal a urmărit subiectul și vine cu amănunte. Bună seara, Larisa! Bună seara! În total, crescătorii de animale vor primi 72 de milioane de euro. Actul normativ prevede ca fermierul să primească câte 100 de euro pentru fiecare animal. Aici intră vacile de carne și bivolițele. Banii sunt o compensare pentru creșterea prețului la utilități, la furaje și combustibili, după cum au motivat oficialii. Vor primi sprijin financiar și crescătorii de porci și păsări, tot câte 100 de euro, însă proporțional, adică după o formulă de calcul stabilită de Uniunea Europeană. Asta înseamnă, de exemplu, 100 de euro pentru 3 porci. Termenul limită pentru virarea sumelor este 30 iunie. În ceea ce privește motorina folosită în agricultură, unul dintre subiectele sensibile de pe agenda fermierilor în timpul protestelor, premierul a declarat că în acest an va fi acordată valoarea maximă posibilă, 2 lei pentru fiecare litru. După calculul făcut de autorități, fermierii vor primi sub formă de subvenție 25% din costul total cu motorina pentru lucrările agricole. Anul trecut suma a fost de 1 leu și 63 de bani. Săptămâna viitoare urmează să fie aprobat creditul agricol și creditul fermierului, iar acest lucru va închide lista solicitărilor pe care guvernanții s-au angajat să le respecte în urma negocierilor cu fermierii.